Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem ce putem afla despre karma voastră. Avem trei variante. Varianta numărul 1 galben, varianta numărul 2 roz și varianta numărul 3 verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. Și vom vedea ce ne spun cărțile. Trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu se poate potrivi pentru toată lumea. Am cumpărat ieri niște pachete de cărți și încerc să le folosesc pentru a afla cât mai multe informații. Bun. Sper că v-ați hotărât și v-ați ales una dintre cele trei culori sau una dintre cele trei variante, cum vreți voi să le numiți. Iar eu voi începe cu prima variantă și anume varianta galben. Să vedem care este karma pentru cei care au ales varianta galbenă. Sper că nu ați sărit peste varianta galbenă foarte mult și pot să vă spun că karma este și în funcție de ceea ce faceți voi, da? Deci dacă voi faceți bine, vi se întoarce bine. Dacă voi faceți rău, vi se întoarce rău. Nu are importanță că sunteți femei sau bărbați sau vârstă sau mai știu eu ce. Deci, în primul rând, atenție la aceste lucruri. Este karma celor doi la culoarea galbenă. Care este karma celor de la culoarea galbenă? Care este karma celor de la culoarea galbenă? Ia să vedem. În primul rând, vă spun că voi, majoritatea dintre voi, aveți nevoie de a face meditație pe chakra plexului solar. Aveți acolo această chakră blocată și sper să faceți meditații. Găsiți pe YouTube chakra plexului solar și puteți să ascultați acele meditații inclusiv în timp ce dormiți. Nu trebuie neapărat să fiți trei și să stați atenți la acea meditație. Bun. Din câte văd aici, voi... De-a lungul vieții voastre ați purtat destul de multe certuri. Probabil unii dintre voi, nu zic că toți, dar probabil unii dintre voi sau unele dintre voi, pentru că ne referim atât la femei cât și la bărbați, sunteți persoane mai certărețe. Sunteți persoane care, știți cum se spune, soacra cu nora. Cam așa sunteți voi și este bine să nu mai fiți așa. Cred că unii dintre voi aș putea spune că sunteți chiar zgârciți, dar nu e că sunteți zgârciți într-un sens pozitiv, ci mai mult aș spune într-un sens negativ. Cred că sunteți zgârciți uneori, inclusiv cu persoanele dragi vouă. Da? Aveți, în unele cazuri, aveți acele
momente, parcă ați fi mici diavoli. Un pic de răutate, așa mai dusă la extrem. Dar în același timp, tot voi sunteți cei care rămâneți dezamăgiți, pentru că nu înțelegeți de ce cei din jurul vostru se îndepărtează sau de ce cei din jurul vostru vă dau niște replici sau chiar vă spun ceea ce vă spun și eu. Nu aveți decât să vă supărați și pe mine, nu e niciun fel de problemă. Eu vă spun ceea ce văd aici, după voi considerați cum vreți voi, indiferent dacă vă place sau nu. Voi în viața voastră ați cunoscut sufletul geamăn sau îl veți cunoaște cel puțin, dacă încă nu l-ați cunoscut și alături de această persoană ați făcut sau faceți o căsătorie. Dar în același timp și în această relație încercați să aveți control. Lăsați un pic controlul mai moale dacă încă mai sunteți cu persoana respectivă sau urmează să mai fiți. Să fiți, depinde acum, n-am de unde să știu exact dacă deja ați fost sau urmează să fiți cu persoana respectivă, se poate întâmpla încă să fiți cu persoana respectivă, să fiți căsătoriți sau să fiți într-o relație. Dar încercați în permanență să păstrați controlul, să păstrați controlul mai ales asupra banilor, la voi e ceva legat de bani. Și nu înțelegeți de ce lucrurile, poate chiar pe plan financiar, sunt momente când merg foarte încet sau chiar deloc. Tocmai din acest motiv merge că cu cât încercați să țineți controlul mai tare asupra unui anumit lucru, cu atât în situația respectivă merge mai încet, merge mai greu, merge mai... aveți impresia că nu se mișcă deloc. Oricâți bani ați avea, aveți impresia că îi pur și simplu dispar. Și nu înțelegeți cum, pentru că voi știați că ați avut o anumită sumă, dar ați mers, ați cumpărat aia și nu înțelegeți cum de s-au cheltuit bani. Ei, încercați să fiți un pic mai lejeri la acest capitol și o să vedeți că lucrurile se îndreaptă. Cu cât sunteți mai zgârciți, cu cât sunteți mai reținuți, cu cât sunteți mai, din acest punct de vedere, mai răi cu cei din jurul vostru, cu atât partea financiară merge mai rău. Pe lângă asta pot să vă mai spun că sunteți o persoană spirituală și dacă încă nu sunteți o persoană spirituală, este bine să începeți să fiți și începeți să faceți o conexiune mult mai profundă cu propriul suflet. Puteți medita și posibil deja sau urmează, în urma acestor meditații, să aveți inclusiv vise profetice. Dar, bineînțeles că trebuie să aveți grijă la aceste lucruri. Aveți o oarecare pasiune, aveți o oarecare... parte de, și vă gândiți la partea materială de, și spirituală, cum să prosperați. Voi vreți să prosperați și în partea materială și în partea spirituală. Veți prospera fără niciun dubiu, pentru că karma voastră în special este să deveniți mai buni și să îi ajutați pe cei din jurul vostru. Problema este că în acest moment este posibil să aveți un conflict mental, în sensul că vreau să-l ajut, dar nu mai vreau să-l ajut, că mă supăr că nu știu ce mi-a făcut. Vreau să fac, dar nu mai vreau să fac, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Încercați pe cât posibil să fiți un pic mai buni, mai ales în primul rând cu cei din jurul vostru. Acum, nu vă zice nimeni să fiți buni cu toată lumea și cu cei care merită și cu cei care nu merită, dar încercați să evitați conflictul, pentru că văd că de-a lungul vieții voastre vă place să vă cam certați. Sunteți persoane mai certăreți, nu toată lumea, dar sunteți care vă cam certați, mai ales în privința banilor. Bun. Cu timpul și în urma acestor meditații despre care v-am spus, în primul rând pe chakra plexului solar, după care puteți să faceți și alte
meditații pe care le simțiți, puteți să faceți meditații inclusiv pe toate cele 7 chakre. Încercați să faceți o baie cu sare, încercați să faceți o, cum să zice, o curățire și să fiți un pic mai temperați, să fiți un pic mai echilibrați, să fiți un pic mai calmi. Pentru că lucrurile în viața voastră se vor îndrepta și voi, karma voastră nu este să trăiți în sărăcie, karma voastră nu este să nu aveți parte de fericire în viața voastră, ci din contră, karma voastră este să aveți parte de abundență în așa fel încât să-i ajutați și pe ceilalți. Dar trebuie să înțelegeți că prin zgârcenie și prin conflicte și prin a face anumite lucruri, cum se zice, mai diavolicești, nu înseamnă că puteți rezolva aceste probleme. Deci, un pic de atenție, pentru că văd că dacă cumva nu v-ați întâlnit încă sufletul pereche, îl veți întâlni, sufletul geamă, pardon, îl veți întâlni foarte curând și puteți avea parte de stabilitate și de o căsnicie foarte, foarte frumoasă. Dar lăsați un pic controlul mai ușor și încercați să nu mai fiți persoane atât de reci cu cei din jurul vostru cum ați fost până acum. Cu toate că voi sunteți persoane care aveți în interiorul vostru o pasiune foarte mare, dar nu vreți să păreți vulnerabili în fața celorlalți. Și din punctul meu de vedere, asta e cea mai mare greșeală. De ce? Chiar dacă vi se pare că ceilalți profită de vulnerabilitatea voastră, lăsați-i să profite, poate totuși învață și ei ceva din lucrurile astea și în momentul în care sunteți mai vulnerabili în fața celorlalți, să știți că vă veți simți mai bine pentru că nu mai aveți acele rețineri care vă blochează. Karma voastră este să, așa cum am spus, să o luați pe cal spiritualității, religiei, posibil, nu zic că toți, v-am spus, este o etalare generală, nu personală și nu pot să spun că toată lumea a făcut același lucru, dar printre voi cei care ați ales culoarea galbenă sunt persoane care, poate nu în viața asta, dar poate într-o viață anterioară, s-a ocupat de anumite lucruri și ritualuri negative. Iar acum, în această, pe acest pământ, în această lume, cum vreți voi să numiți, trebuie să îndreptați această situație. Și o să vedeți că lucrurile vor merge în direcția pozitivă. Deci nu aveți nicio carte care să spună că pe viitor karma voastră este să suferiți. Nu, din contră, pot să spun că este să îndreptați lucrurile dacă ați greșit într-o viață anterioară. Ce cifre pot eu să vă spun aici dacă cumva vă ajută? 1, 5, 3, 2. Acum voi știți exact lucrurile astea, dar vă spun că dacă începeți prin meditații de acum, în maxim 2 ani de zile veți vedea diferențe. Unii poate le veți vedea mai repede, alții poate mai târziu, dar în maxim 2 ani de zile o să vedeți niște diferențe care nu vă vine să credeți între oamenii care sunteți acum și oamenii care veți fi peste 2 ani. Mă refer la prosperitate din toate punctele de vedere. Inclusiv dacă sunteți persoane care sunteți singure și poate până acum nu v-ați găsit un partener sau parteneră și nu ați înțeles de ce nu ați găsit acest partener sau parteneră, este pentru că trebuie să dați mai multă atenție spiritualității și atunci o să vedeți că și partenerul sau partenera va apărea. Atenție la visele profetice, așa cum v-am spus, pentru că și acele vise vă pot spune ceea ce trebuie să faceți voi și și care este karma voastră. Doar trebuie să fiți atenți la vise și la ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Poate că au fost persoane care v-au spus ești prea rea, ești prea zgârcită, ești prea nu știu cum, dar n-ați băgat în seamă. Și a venit timpul să băgați aceste lucruri în seamă. Cam atât am avut de spus pentru prima variantă galben și voi trece la varianta roz.
Să vedem pentru cei de la varianta roz care este karma. Care este karma celor de la varianta roz. La voi aș putea spune că s-a întâmplat ceva în copilărie. Probabil aveți niște traume din copilărie pe care trebuie să le rezolvați. Nu știu, poate că a fost un divorț al părinților, poate că s-au întâmplat alte lucruri, dar există acolo o traumă, indiferent despre ce este vorba. E clar că nu aș putea să vă spun eu exact despre ce este vorba pentru fiecare dintre voi, pentru că este o etalare generală, nu personală, dar vorbim în primul rând despre un conflict interior al vostru. Pentru voi, în primul rând, vă recomand să ascultați meditația Durga. O găsiți pe internet, pe YouTube. Ce îmi place și la voi este că destinul vostru este să aveți prosperitate. Karma voastră spune clar că voi trebuie să aveți prosperitate. Probabil că unii dintre voi aveți deja și la voi la fel este legat de partea de spiritualitate și trebuie să găsiți acum. La voi karma este să găsiți armonia din cuplu. Pentru că acolo cred că aveți mai multe probleme, dar le aveți tocmai din cauza la ceea ce s-a întâmplat în copilărie. Bun. Așa cum am spus, probabil în copilăria voastră s-a întâmplat ceva. Probabil că poate ați aflat un secret, poate au divorțat părinții, poate că voi ați suferit anumite traume din diverse motive. Probabil unii dintre voi ați început să munciți de foarte mici și asta oarecum v-a călit într-un fel, dar în același timp v-a făcut să și suferiți pentru că nu ați mai avut parte de copilărie. Și atunci e clar că și de bucuriile copilăriei. O altă parte, probabil, v-ați căsătorit de prea tineri și nu v-ați căsătorit cu persoana care trebuia și ați avut parte de tot felul de conflicte. Voi ați avut parte, voi v-ați gândit de când erați copii din cauza a tuturor lucrurilor care vi s-au întâmplat, v-ați pus anumite dorințe că vreți să se întâmple ceva bine, să aveți parte de o căsătorie frumoasă, să aveți parte de prosperitate, să aveți parte de mai știu eu ce. Ce dorințe v-ați pus voi de copii? Acele dorințe poate ați avut impresia că nu vi s-au îndeplinit până în acest moment, însă urmează foarte, foarte repede să vi se îndeplinească. Și chiar dacă sunteți persoane singure, veți întâlni foarte repede pe cineva în urma acelor dorințe pe care voi le-ați avut. Dar atenție, nu aduceți trecutul în faza de prezent pentru că asta o să vă afecteze. Voi trebuie să gândiți că începeți un drum nou, începeți o viață nouă și nu mai are ce căuta trecutul în prezent. Și atunci veți avea armonia care trebuie în cuplu și veți ști să gestionați lucrurile și să mergeți mai departe. Pentru că destinul vostru,
practic oarecum acum aici, se face dreptate și toată acea suferință de care ați avut parte în copilărie, acum veți avea parte de bucurii. Sunteți o persoană foarte prinsă în viața pământească, în stres, în teamă, în traumă, în gelozie și furie. Sunteți prinsă într-o rutină și nu vedeți dincolo de această rutină. Este bine să vedeți și dincolo de această rutină pentru că se pot întâmpla lucruri frumoase în viața voastră. Sunteți o persoană pe drumul scopului său divin și apar tot mai multe semne care să confirme acest lucru. Sume de bani neașteptate din senin, cunoașteți persoane noi din senin, deci aveți parte de lucruri frumoase în viața voastră, doar că trebuie să le și vedeți. Nu să stați ancorat doar sau ancorată doar în gândurile din trecut la ceea ce v-a făcut rău. Încercați să aveți răbdare, dar în același timp să vă faceți și planuri de viitor, pentru că aici, așa cum v-am spus, probabil mulți dintre voi nu mai aveți încredere să faceți planul și spuneți ceva de genul, ok, ce o să se întâmple, o să se întâmple, nu mai îmi fac planul, că niciodată planul nu mi s-a adeverit sau nu s-a întâmplat sau mai știu eu cum. Dar nu e că nu vi s-a întâmplat planul, dar poate nu s-a întâmplat în momentul în care ați vrut voi, ci poate s-a întâmplat mai devreme sau poate mai târziu. Depinde de situație. Deci karma voastră cam asta este. Să lăsați întâmplările trecute în urmă, să lăsați conflictele interioare în urmă și să vă faceți planuri de viitor, planuri frumoase, alături de persoanele dragi, pentru că voi întâlniți persoane noi, întâlniți persoane care să vă fie alături, dar așa cum v-am spus, din cauza acelor conflicte interioare, probabil îndepărtați persoanele din viața voastră. Încercați să, cei care sunteți în cuplu, încercați să găsiți acea armonie de care aveți nevoie, ceilalți care sunteți singuri, destinul vostru este să aveți parte de prosperitate pe toate planurile. Încercați să faceți meditații și în special v-am spus meditație Durga. Este o meditație, mie îmi place foarte mult și o ascult cu mare drag. Dar și la voi, cum să zic, divinitatea vă dă, deci nu e problemă. Doar că trebuie să vedeți, trebuie să acceptați, trebuie să știți să vă bucurați de absolut tot ce este în jurul vostru. Și atunci lucrurile merg în direcția bună. Deci asta îmi place, pentru că văd că acum lucrurile și karma a ieșit bine. Doar trebuie să faceți fiecare dintre voi anumite schimbări, anumite lucruri, dar la voi karma se poate schimba foarte, foarte repede. Adică unii dintre voi veți începe o karmă nouă, o viață nouă, cel mai repede într-o săptămână. Deci, de aia vă zic, un pic de atenție. Bun, și să trecem mai departe și la culoarea verde. Să vedem care este karma și pentru cei de la culoarea verde.
Văd că voi, în primul rând, sunteți un mesager pe acest pământ. Trebuie să faceți meditații pe cele 7 chakre. Unii sunteți probabil pasionați de religia chinezească. Sau cunoașteți pe cineva de acolo din China, sau vă plac ritualurile lor, vă plac obiceiurile lor, ceva de acest gen. Sau poate chiar ați fost sau sunteți în China, cine știe. Acum, e clar, este o etalare generală, nu toată lumea trebuie să fie în China. Da? Sau să meargă în China. Care ați ales varianta verde. Puteți sta și în România, dar să vă placă ceva de la... din China, mâncare, port popular și așa mai departe. Bun. Știu că pe unii dintre voi probabil o să vă deranjeze ceea ce vă spun, dar știți că eu spun și nu mă supăr că vă deranjează sau nu mă afectează pe mine că vă deranjează pe voi aceste lucruri. Însă unii dintre voi, atunci când ați fost în copilărie, ați fost cam răsfățați. Nu toți. Da? Este o etalare generală, nu personală, deci să nu o luăm chiar personal. Dar unii dintre voi ați fost chiar răsfățați. Foarte răsfățați. Și uneori, probabil, v-ați purtat urât cu copiii din jurul vostru. Ați fost mai reci, mai duri cu alți copii, cu alte persoane. Poate ați făcut acest lucru inclusiv în tinerețe. După imediat a urmat o schimbare și probabil că nu ați înțeles de ce vi s-au întâmplat acele lucruri și a urmat acea schimbare drastică. Tocmai pe motivul ăsta a urmat acea schimbare drastică, v-a făcut cumva această schimbare să reveniți la realitate. Chiar dacă ați fost mai răsfățați, să zicem, în tinerețe, în sensul că ați avut tot ce v-a trebuit, probabil când ați văzut că aveți tot ce aveți nevoie, v-ați purtat un pic mai diferit cu ceilalți. Și atunci ați suferit o altă pierdere, o altă schimbare de direcție și nu ați înțeles de ce s-au întâmplat anumite lucruri negative în viața voastră. Tocmai de asta s-au întâmplat acele lucruri negative, pentru a vă da o lecție și a înțelege că dacă voi ați ajuns undeva pe o treaptă mai sus sau aveți ceva mai din plin, asta nu înseamnă că trebuie să vă purtați urât cu cei care nu au sau să le spuneți cuvinte care nu trebuie. Probabil că ați făcut aceste lucruri fără să vă dați seama, nu neapărat că ați făcut-o intenționat, dar s-a întâmplat. Universul cumva v-a dat lecție și v-a pus în situația celorlalți să vedeți ce înseamnă să nu ai și să ai anumite greutăți peste care să nu poți trece, ca să vezi cum trebuie să gestionezi situația pe mai departe. Deci cam asta este ce s-a întâmplat în viața voastră. Asta este scopul pe care voi a trebuit să-l înțelegeți, motivul pentru care voi sunteți pe acest pământ. Voi sunteți o persoană care acum începe să se îndrepte către scopul său, ceea ce este foarte, foarte bine pentru că ați înțeles ceea ce aveți de făcut. Cei care sunteți pasionați, așa cum am spus, de ceva din China, vă place un ritual, o mâncare, ceva, este bine să mergeți pe acea cale, indiferent care ar fi ea, nu știu, poate vă place muzica chinezească, da? Ieți ceva acolo cei cu China, deci încercați să ascultați astfel de meditații, să faceți astfel de lucruri sau ritualuri pe care le fac chinezii. Pentru că probabil asta vă dă mult mai multă inspirație, vă dă mult mai mult beneficiu în interiorul vostru pentru a vă atinge scopul vieții pe care l-aveți de atins. Voi, practic, sunteți
mesager pe acest pământ. Probabil că trebuie să învățați ceva din ritualurile din China pentru a le transpune, de a duce în România sau în oricare altă țară. Pentru a înțelege și alte persoane că pot face bine și că există diverse ritualuri și în alte țări, cum există și la noi. Fiecare țară are sfaturile sale, are ritualurile sale pozitive, bineînțeles, cu care poți face bine și să ajuți și alte persoane. Din câte văd aici, voi sunteți persoane cărora dorințele se îndeplinesc în momentul în care vă atingeți acest scop de a transmite și altora partea spirituală. Acum, nu toți trebuie să transmiteți partea spirituală din China. Da? Alții puteți să fiți pasionați de alte religii, alții de Buddha, alții de alte... Da? Dar cert este că trebuie să le învățați și voi în funcție de ceea ce sunteți pasionați și să le transmiteți și altora. Cu toate că mulți dintre voi probabil nu știți cum să faceți acest lucru și stați destul de mult pe gânduri, în primul rând faceți voi ceea ce vă place și după aia ușor, ușor o să învățați să le spuneți și celorlalți. E ca și cum tu citești o carte la întâmplare, îți place cartea respectivă și automat vrei să îi o povestești și celui mai bun prieten sau celei mai bune prietene sau mai știu eu cui, da? Și să cumva să încerci să îi spui să citească cartea respectivă. E cam așa și în acest caz. Aveți foarte mult noroc, probabil sunteți persoană cornută sau leu, sau aveți în jurul vostru o astfel de persoană care... Ca să vă zic drept, este talismanul vostru norocos. Se face oarecum dreptate în viața voastră în momentul în care ați înțeles că trebuie să faceți aceste lucruri, că voi sunteți niște mesageri pe acest pământ și vor urma niște schimbări foarte mari, dar sunt schimbări benefice. Să nu vă mire, că, indiferent de vârsta pe care o aveți acum, în momentul în care ați înțeles aceste lucruri, să nu vă mire dacă veți fi contactați de foarte multe persoane din alte țări sau chiar veți vizita alte țări. Va fi ceva legat de străinătate, va fi ceva legat de multă abundență și noroc, cu condiția să înțelegeți toate aceste lucruri pe care voi le aveți de făcut. Deci karma voastră cam asta este, că trebuie să înțelegeți că sunteți mesageri și să știți să învățați să transmiteți ceea ce aveți de transmis în funcție de fiecare dintre voi ce religie vă place. La unii poate vreți să transmiteți inclusiv ce se întâmplă în ortodoxie, alții poate în alte religii și așa mai departe, da? Dar unii dintre voi văd că aveți ceva de India, China, partea asiatică. Ok, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Ceea ce este bine că karma, de fapt, este una pozitivă pentru toate cele trei variante. Trebuie doar să începeți să înțelegeți ceea ce eu v-am spus și veți vedea că lucrurile se schimbă și se schimbă într-un ritm pozitiv. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc pentru această idee de etalare. Ca de obicei, o să vă rog să lăsați un comentariu, indiferent pozitiv sau negativ, și să auzim doar de bine. La revedere!